Proiect la final. Cadrele didactice ale Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida din Petroșani au finalizat două proiecte Comenius. Mai multe școli din țările europene au participat la aceste proiecte care s-au derulat pe o perioadă de 2 ani. La noi, la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani, are loc o acțiune de diseminare a două proiecte Comenius care s-au derulat la noi în școală pe parcursul anilor 2012-2014. Un proiect s-a derulat pe Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani și celălalt proiect la școala gimnazială numărul 2 Petroșani. În ce au constat aceste proiecte? Aceste proiecte au constat în acțiuni de parteneriat cu mai multe școli din Europa, au fost implicate mai multe țări și pot să enumăr Finlanda, Estonia, Spania, Italia, Polonia, sper că n-am ratat niciuna din aceste țări partenere, în care colegi de-ai noștri s-au deplasat împreună cu alți elevi de la noi din școală în aceste țări și ei au venit la noi și am reușit să împărtășim din cultura, civilizația și sistemul de învățământ din țara noastră și din țările respective. Profesorii și elevii de la Petroșani au avut posibilitatea de a vedea cum se desfășoară procesul didactic în țările europene. Ne-am îmbunătățit în primul rând cunoștințele despre cultură și civilizație și am luat exemple de bună practică în ceea ce privește sistemul de învățământ de la ei. Am diseminat colegilor noștri și încercăm să aplicăm dintre metodele acestora. Am rămas impresionați de sistemul de învățământ din Finlanda și Estonia, dar pentru a reuși să aplicăm în totalitate, sigur că sunt necesari bani în primul rând și mă rog, o mulțime de alte acțiuni concertate atât de societate, familie, ceilalți factori implicați în procesul de învățământ. Câți elevi au participat? În cadrul acestui proiect au participat un număr de diferit în funcție de școlile de la care au provenit, un număr de 12 elevi și de la o școală și de la cealaltă, care au venit impresionați, cu păreri foarte bune despre ceea ce au văzut, impresionați de colegilor, păstrează legătura în continuare. Să sperăm că vor avea foarte multe de folosit din această experiență. Părinții sunt cei mai deschiși și mulțumiți de aceste proiecte care implică elevii din țările europene. Ba mai mult, aceștia spun că elevii de la noi sunt cei mai avantajați de aceste schimburi de experiență. În sfârșit, Europa se deschide, se deschide și pentru elevii noștri, se deschide și pentru mediul social în care acești copii trăiesc. Între viziunea unui internet absolut liber și practica unei vizite efective în țările acestea, cred că au adus un plus pentru copiii noștri. E de admirat faptul că în acest proiect derulat prin cele două segmente, o școală primară și un liceu, eu zic că va deschide foarte mult dorința acestor copii de a vedea ce se întâmplă și în alte părți. Prin derularea proiectului, și aici este de admirat școala 2, care a reușit să aducă la un nivel acceptabil de percepție pentru acei copii, știind că zona este puțin defavorizată. Noi ne bucurăm că s-a reușit implementarea acestui program la această școală și dorim ca următoarele proiecte care se vor derula să cuprindă o pondere mai mare pentru acești copii. Ce părere au părinții despre sistemul de învățământ din România, ne spun chiar ei? Sistemul este că statul se implică foarte puțin în aceste finanțări. Totul rămâne pe seama proiectelor europene. E de admirat că există înțelegere la aceste foruri de a veni cu fonduri, dar eu cred că ar fi benefic pentru toată lumea ca anumiți bani derulați sau celor care li se cuvin să fie derulați prin școli să fie mai mulți. Cadrele didactice care au luat parte la aceste acțiuni spun că în primul rând accentul a fost pus pe dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor. Proiectul New Ways of Living a fost un proiect în care echipa coordonatoare a fost din Cehia, a implicat 6 țări, printre care și România, a implicit școala noastră, Estonia, Polonia,
Turcia. În ce a constat acest proiect? Proiectul a avut ca obiectiv implicarea elevilor pentru a dezvolta competențe în ceea ce privește comunicarea între ei și în special comunicarea în limba proiectului, limba engleză. Apoi au fost niște schimburi interculturale, deoarece New Ways of Living înseamnă noi moduri de viață. Și din acest motiv, schimbul de copii a vizat în special modul în care fiecare țară are obiceiuri, tradiții și să își împărtășească din fiecare țară experiențele unii celorlalți. Cum au răspuns copiii la acest proiect? Copiii au fost foarte deschiși, au fost foarte implicați, ne-am bucurat pentru acest lucru, pentru că chiar dacă suntem un liceu tehnologic, avem copii care sunt foarte implicați în tot felul de activități și au fost foarte deschiși la aceste mobilități în țările europene. Acest proiect a avut ca obiective dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză a elevilor, dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnologiei informatice, iar ca activități desfășurate în școala noastră, am avut plantarea de copaci în fața școlii, realizarea proiectului panoului Comenius, realizarea cutiei culturale, a revistelor care au avut diferite teme, geografia țării noastre, istoria, cultura și realizarea unei cărți de bucate. Sistemul de învățământ poate fi ușor comparat între România și țările occidentale. Avem foarte multe puncte comune. În toate țările am constatat că învățământul începe foarte devreme, de la 3 ani, învățământul, mă refer la învățământul obligatoriu, și continuă până la 16 sau 18 ani, depinde de țară. Ce putem îmbunătăți la noi? În primul rând, zic eu, educația părinților. De la cei 7 ani de acasă ar trebui să pornim. Și dacă se rezolvă problema asta, atunci avem pe ce clădi noi dascălii educația elevilor. New Ways of Living și Europe in Our School au fost două dintre proiectele derulate de Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Petroșani.